Neața, Alex. Neața, Dan, într-adevăr am venit la ANM să aflăm răspunsurile la aceste întrebări pe care le-ai adresat mai devreme. Sunt alături de prietena noastră, doamna Florinela Georgescu. Sărut mâna. Cum va fi vremea în următoarea perioadă? Ce temperaturi, ce înseamnă valul acesta de caniculă de care tot se vorbește? Dacă trebuie să ne panicăm sau nu? Și începem cu Bucureștiul, Mare Munte. Întâi să începem prin a spune că suntem în luna lui Cuptor. Este foarte normal ca în această perioadă din an temperaturile să fie foarte ridicate. Sigur că trebuie să fim atenți că multora dintre noi ne este greu să le suportăm. Totuși, deocamdată, situația a fost destul de în regulă, pentru că nopțile au fost cu temperaturi relativ scăzute, deci durata cu temperaturi foarte mari a fost relativ suportabilă și temperaturile nu au urcat mai mult de 33-34 de grade zilele trecute, dar această situație nu se va prelungi. De astăzi temperaturile încep să crească, cel mai cald va fi joi și vineri în această săptămână, când probabil pe partea de vest și de sud a țării vor fi și temperaturi de peste 37 de grade. Sigur că și disconfortul termic va fi și el din ce în ce mai ridicat, dar, pe de altă parte, cu măsurile de siguranță pe care trebuie să le luăm într-o astfel de situație, ne putem bucura de faptul că, dacă suntem în vacanță, să ne bucurăm de faptul că nu plouă. Deci, cam toată săptămâna până vineri, în mare parte a țării, sau până vineri în toată țara și de vineri încolo, în mare parte a țării, exceptând regiunile estice, vremea va fi frumoasă ca aspect. Deci, din păcate, pentru agricultori, pentru cei care gestionează rezerva de apă, situația lipsei de apă nu se va remedia prea curând. Deci în București va fi cald, ploi nu vom mai avea, temperaturile vor crește, poate și se va resimți mai tare din cauza traficului și a orașului, dar spuneți-ne cum va fi la munte pentru cei care vor să facă o escapadă într-o zonă mai răcoroasă, mă gândesc. Deci întâi la București, da, maximele acelea care vă spuneam și acolo, și la București pot fi de 37, poate 38 de grade spre sfârșitul săptămânii, foarte cald și la munte, deci peste tot foarte cald. La munte, sigur, în zonele montane ceva mai joase, posibil ca temperaturile să ajungă spre 28-30 de grade, să căutăm răcoarea pe crestele mai înalte. Iar la mare, la fel, foarte cald și acolo, atenție la indicele radiației ultraviolete, cum spunem de fiecare dată, caldă apa mării, dar în weekend ceva condiții de instabilitate. Un lucru care nu ar trebui să ne strice neapărat vacanța, pentru că acea instabilitate poate fi de scurtă durată. Radiațiile vom avea parte de, soare alt fel decât îl știm, ne poate afecta în această perioadă? Trebuie să avem o grijă mai mare față de modul obișnuit? Da, trebuie să avem grijă, pentru că în această perioadă din an, deci în aceste luni, iunie, iulie, radiația solară vine, este oarecum directă, deci trebuie să avem grijă la orele după amiezii, să ne protejăm de componenta ultravioletă din radiația soarelui. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Așadar, va fi cald, ce să vezi, este vară, dar trebuie să fim precauți, să ne ferim de soare cât putem noi de mult, mai ales în orele importante, la prânz mai ales, și să ne hidratăm cum trebuie. Așadar, vă dorim vacanță plăcută celor care pleacă încă de acum la mare sau la munte.